În Japonia a fost organizată prima nuntă între roboți. Freud și Yukirin au spus da în fața robotului preot, după care s-au sărutat. Nu a lipsit nici domnișoara de onoare, bineînțeles, tot un robot. Yukirin este un robot android, iar Froyce a fost modelată după asemănarea vedetei pop japoneze Yuki Kashiwagi. După ceremonie, mirii au dansat pe ritmurile orchestrei create special pentru eveniment. Roboții din gama Pepper, cei care au oficiat ceremonia, sunt vânduți în magazinele din Tokyo și sunt utilizați cu scopuri personale ca bone infirmiere, personal medical pentru situații de urgență și chiar însoțitori pentru petreceri. Pentru a asista la eveniment, curioșii au fost nevoiți să scoată din buzunare câte $81.